unități mobile de screening medical pentru mamografii, teste Babeș, Papal Nicolau și HPV vor fi disponibile în parcarea de la Sala Sporturilor Gheorghe Tadici din Zalău începând de luni. Institutul Oncologic Profesor Dr. Ion Chiricuță Cluj-Napoca, în colaborare cu Primăria Municipiului Zalău, organizează în perioada 10-14 iulie 2023 o campanie de screening pentru depistarea cancerului de sân și a cancerului de col uterin. Două unități mobile specializate vor fi amplasate în parcarea de la Sala Sporturilor Gheorghe Tadici, iar mamografiile, testele Babeș, Papanicolau și HPV vor fi realizate gratuit. Mamografiile sunt destinate femeilor cu vârsta cuprinsă între 50-69 de ani, care au domiciliul flotant în regiunile Cluj, Maramureș, Bihor, Bistrița Năsăud, Sălaj și Satu Mare. Pentru înscrieri se poate suna la numărul de telefon 0758-621-395 în intervalul orar 8-19. Testele Babeș, Papanicolau și HPV sunt disponibile femeilor cu vârsta cuprinsă între 24 și 64 de ani care nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin și care au domiciliul flotant în aceeași regiune menționate mai sus. Pentru programări se poate suna la numărul de telefon 0215 277598 în intervalul 8-19. Aceste teste sunt destinate atât femeilor asigurate cât și celor neasigurate fără necesitatea unui bilet de trimitere doar cu buletinul la ei. Această inițiativă își propune să ofere acces gratuit la serviciile de screening medical pentru populația feminină cu scopul de a depista precoce afecțiunile grave și de a contribui la prevenirea și tratarea acestora.